D'abord, il y a des enjeux économiques. La gastronomie en France, c'est un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards d'euros et plus d'un million d'emplois. Mai întâi de toate, pentru că există o miză economică. În Franța, sectorul gastronomiei reprezintă o cifră de afaceri de mai mult de 200 de miliarde de euro și mai mult de un milion de locuri de muncă. La gastronomie, cela part des arts de la table, mais aussi la restauration, les métiers de bouche, tout ce qui tourne autour de la restauration, et c'est un secteur qui se développe et de plus en plus important. Gastronomia reprezintă un sector foarte bogat, într-o continuă dezvoltare, care cuprinde meseriile legate de restaurație, de pregătirea preparatelor, de arta aranjării mesei. Este un sector foarte bogat, în plină expansiune. Il y a aussi toutes les évolutions qui sont très importantes pour passer de la restauration à bien se restaurer. Tous les débats sur le gaspillage, tous les débats sur l'environnement. La gastronomie n'est pas un privilège. La gastronomie est un art de vivre dans tout ce qu'il a de plus essentiel. Gastronomia este de asemenea și o artă de viață. Ea presupune în special o atenție deosebită acordată risipei alimentare, faptului că restaurația trebuie să fie ameliorată, la fel ca și meseriile care sunt dedicate acestui domeniu. Je crois aussi que la fête de la gastronomie en Roumanie a toute sa justification. Particulièrement en Roumanie. Și cred că aici în România această sărbătoare Fête de la Gastronomie își are pe deplin toate justificările. Nos deux pays se connaissent par l'histoire, nos deux pays se connaissent par les arts, par la culture. Țările noastre sunt legate de o istorie comună, de arte, de cultură. Et nos deux pays se préparent aussi ensemble pour leur avenir européen. Et la gastronomie est aussi un point de rencontre. Și țările noastre se pregătesc pentru un viitor comun european, iar gastronomia este un punct de întâlnire. Pentru noi, evenimentul este o oportunitate de a promova savoir-faire-ul francez și de a promova acei antreprenori francezi care s-au instalat în România și care au deschis o afacere în domeniul gastronomiei, al vinului, al distribuției. Și de asemenea este o oportunitate, un prilej pentru a aborda tematici de fond, cum ar fi calitatea alimentelor consumate, evitarea risipei alimentare și rafinamentul bucătăriei franceze. Je pense qu'ici, à mon avis, il faudra, dans les prochaines 2-3 ans à venir, on verra un développement très important au niveau des restaurations, au niveau des restaurants. Și cred că aici, în România, domeniul restaurantelor va cunoaște o dezvoltare în următorii 2-3 ani, o dezvoltare înfloritoare. Je pense qu'il y aura pas mal de chefs étrangers aussi qui vont s'installer pour développer la gastronomie à la fois étrangère, mais à la fois locale aussi. Și cred că vor veni din ce în ce mai mulți șefi străini care se vor instala aici, atât pentru a dezvolta gastronomia locală, cât și a promova gastronomia străină. Et je pense que un des buts principaux de mon arrivée ici, c'était surtout de motiver la nouvelle génération de chefs, les personnes qui ont 14, 15, 16 ans, qui doivent choisir leur parcours pour vraiment s'approcher à la gastronomie. Parce que à travers la gastronomie, on peut vraiment avoir un super parcours. On peut apprendre beaucoup de choses. Et la gastronomie, aujourd'hui, pour un chef, ça lui permet de voyager partout dans le monde. Iar motivul venirii mele aici a fost să dau o motivație tinerei generații de șef și
tinerelor persoane care sunt interesate de domeniul gastronomiei, de a-i încuraja să-și manifeste interesul pentru acest domeniu al gastronomiei, care le poate deschide căi profesionale foarte interesante, care le poate da ocazia să călătorească în toată lumea.